să prezint un tânăr foarte talentat, o tânără foarte talentată. Mădălina Lupu din Curtea de Argeș. Mădălina Lupu are 11 ani. Este foarte talentată. În turneul din primăvară, pe care l-am jucat în vreo 20 de orașe, și Bacăul, la ATN, Mădălina a fost revelația spectacolului. Am cunoscut-o în birou în Teatrul Alexandru Davila din Pitești, acolo unde sunt angajat. Directorul m-a chemat de la repetiție, zice: Paul, trebuie să o cunoști pe tânăra asta, pentru că tu i-ai ajuns pe copii, pe tineri, trebuie să o cunoști. Și atunci Mădălina mi-a interpretat la nai Doina lui Ciprian Corumbescu. Avea un nai care nu era pentru ea, nu era realizat pentru buzița ei, nu era un nai profesional, ca să mă înțelegeți. Marele ei vis era să aibă un nai profesional, și pe lângă lucrul acesta să aibă și un autograf de la Gheorghe Zamfir. Nu știu, ai autograful de la Gheorghe Zamfir? Da, îl am. Când l-ai obținut? Păi, de curând am fost la un spectacol și chiar mi-am dorit, dar oricum mi-aș dori să faceți și dumneavoastră ocazia să mă întâlnesc cu el, adică să iau un autograf din partea dumneavoastră și a lui să-mi faceți. Ce drăguță ești tu! Păi cel mai frumos autograf este faptul că în cadrul turneului din primăvară Mădălina a primit de la mine un nai profesional. Deci putem spune că Mădălina Lupu este o bucățică din Art by Fueco. Haideți să ascultăm! Știți ce instrument este acesta? Nu știți, vă spun eu. El se cheamă? Tâlf. Și este făcut din tărtăcuță. Din tărtăcuță. Ia să vedem. Ai făcut un succes nebun cu tărtăcuța asta. Este preot într-un sat de lângă Curtea de Argeș, o familie foarte modestă și eu sunt atât de fericit că am cunoscut acest copil talentat. Ia! Mădălina Lupu cântă la 11 instrumente de suflat. Acum, ce o să ne